După ce s-a pierdut de familia sa și a distrus totul la un festival din oraș, taurul Ferdinand va trebui să se lupte cu alți semeni și să se înfrunte cu cel mai faimos toreador din Spania. Astăzi voi povesti pe scurt acțiunea filmului din 2017, Ferdinand. În Casa del Toro, un sat din Spania, își trăiește viața Ferdinand, un vițel complet diferit de ceilalți. În timp ce alți semeni se înfruntă între ei, la fel ca taurii adulți, Ferdinand este pașnic și refuză să se lupte, alegând să-și petreacă timpul mirosind flori și vorbind cu ele. Într-o zi, pe când Ferdinand uda singură floarea care a crescut în mijlocul arenei, camioneta camionului își face apariția, ceilalți viței fiind extrem de încântați. Ferdinand nu înțelege ce se întâmplă și întreabă pe ceilalți ce este acea camionetă. Valiente îi spune că acel vehicul îl alege pe cel mai puternic taur și îl face vedetă. Visând la ziua când vor deveni tauri măreți, viței încep să se dea cu părerea cine va fi campionul din Casa del Toro. Dar în timp ce dezbat, Valiente îl trântește la pământ pe Bones, care aproape că strivește floarea din arenă, jorându-l pe Ferdinand. Când realizează că micuțul taur este preocupat să protejeze floarea, Valiente amenință că strivește floarea dacă Ferdinand nu se luptă cu el. Vițelul refuză duelul și începe să apere planta cu propriul trup. Apoi sosește toreadorul, iar taurii intră în arenă pregătiți de selecție. În arenă, tatălui Ferdinand și cel al lui Valiente se luptă și după un timp toreadorul îl alege pe tatălui Ferdinand. Înainte să plece, vițelul se duce la tatăl său și îl întreabă dacă e ceva în regulă cu el pentru că nu a vrut să se lupte în arenă. Tatăl să o încearcă să liniștească, spunându-i că atunci când va crește, va deveni cel mai grozav taur care a fost vreodată în arenă. Trist când vede că nici tatăl său nu-l înțelege, Ferdinand și a rămas bun și se îndreaptă spre staul, dar pe drum îl vede pe Valiente că îi strivește floarea și pleacă. În staul, Ferdinand petrece câteva zile așteptându-l pe tatăl său să se întoarcă cu titlul de campion al arenei. Într-o noapte, pe când un angajat făcea curățenie în clădire, Ferdinand aude camioneta campionului și se duce la intrare să își întâmpine tatăl. Dar vehiculul e gol. Gândindu-se că tatăl său a fost învins, Ferdinand încremenește trist, iar angajatul care curăță staulul îl zărește și încearcă să-l ducă la locul lui. De frică, vițelul fuge pe ușă și din sat, în timp ce avea pe urme angajații clădirii. Și încă e singura șansă să aibă o viață diferită, Ferdinand fuge pe lângă calea ferată și sare în vagonul lui tren în mișcare. După câteva ore, trenul se oprește într-un final, iar vițelul se dă jos. Rătăcit, microanimal începe să cutreure pădurea până când aude plătratul unui câine și încearcă să fugă, dar alunecă pe marginea unei ravene. În urma căzătorii, Ferdinand leșină, iar a doua zi dimineața se trezește și vede o fetiță care a venit să-l viziteze în hambar. La început, vițelul e frică de Nina, dar când realizează că și ei îi plac florile, se simte în siguranță și decide să aibă încredere în ea. Împreună cu Nina, Ferdinand părăsește hambarul și explorează terenurile fermei, mirosind toate florile pe care le găsește în cale. În acest rai al florilor, Ferdinand își petrece zilele jucându-se cu Nina și ajutându-l pe Juan la treburile fermei. După câțiva ani, Ferdinand devine un taur masiv și continuă să trăiască cu familia sa ca de obicei. Ca adult, Ferdinand continuă să ajute la treburile ferme și să crească flori pentru festivalul primăverii, dar când sosește ziua cea mare, Juan îi spune fiicei sale că Ferdinand nu mai poate merge la festival pentru că e prea masiv. Tristă că tatăl ei nu vrea să meargă cu taurul, Nina refuză să meargă la eveniment. Într-un final, Juan o convinge să meargă, care sugerează să-l ia pe Paco, câinele familiei. După ce aceștia pleacă, Ferdinand se duce în vârful dealului și se întreabă dacă să îi încalce hotărârea lui Juan sau să stea la fermă. După un timp, el decide să se ducă la Festivalul Florilor, un eveniment clasic al primăverii în Spania. Când ajunge acolo, taurul începe să miroasă florile în timp ce o caută pe Nina, dar sperind în același timp toți oamenii care îl vedeau. După un timp, Ferdinand o zărește în sfârșit pe Nina și se îndreaptă spre ea, dar pe drum rămâne cu capul blocat prin niște haine puse la uscat. Când încearcă să elibereze, taurul neîndemânatic ajunge să cadă fix pe acul unei albine. Cu o durere acută și cu vederea blocată din cauza vestei de pe ochi, Ferdinand fuge haotic prin piață, sperind pe toată lumea. În mijlocul confuziei, dărâm un stand cu baloane, iar un bebeluș rămâne agățat de un cord. Pentru copil era amuzant și trage haina de pe ochii taurului. Acesta vede că se îndreaptă spre o mașină și încearcă să se oprească, dar nu reușește și se izbește vehicul. Din cauza impactului, bebelușul este proiectat în aer, iar căruciorul s-a agățat de o sfoară împodobită cu flori. Ca să-l salveze, taurul fuge într-un suflet către copil, împiedicându-l să se lovească de pământ. Acum Ferdinand reușește să se calmeze și se oprește din alergat, dar din cauza haosului pe care l-a provocat, toată lumea crede că e agresiv și cheamă autoritățile ca să-l prindă. Când îi vede pe agenți, Paco se duce la Ferdinand și îi spune să se ducă la fermă. Cât timp câinele încearcă să-i țină ocupați, dar oamenii ignoră patrupedul și continuă să alerge după taur. Ca să scape, Ferdinand fuge pe alei, apoi intră într-o casă ca să se ascundă, dar din nefericire pentru el, locul în care a intrat era practic un muzeu al farfurilor, plin cu obiecte de ceramică extrem de fragile și ustensile de sticlă. Chiar dacă avea o mărime considerabilă, Ferdinand încearcă să se strecoare printre rafturi ca să nu
atragă atenția nimănui, dar când încearcă să prindă vasele care aproape cădeau, proprietarea casei confundă coada lui cu un pămătuf și îl trage după ea prin casă în timp ce curăță vasele. Spre ghinionul taurului, bătrânica îi gâdilă nasul în timp ce ștergea praful, făcându-l pe Ferdinand să strănute atât de tare încât bătrânica este aruncată prin fereastră, descoperindu-și locația. Cu taurul încolțit, polițiștii îl arestează, punându-l într-o cabină pentru transport care îl va transporta în Casa del Toro. Când Nina vede că Ferdinand este luat, aceasta leargă spre el și încearcă să-i convingă pe agent să le libereze. În mod evident, polițiștii o ignoră și dau undă verde pentru plecare, iar fata începe să plângă. După ce a petrecut toată ziua pe drum, Ferdinand ajunge noaptea în Casa del Toro. Imediat ce vede statuia orașului, taurul realizează unde se află și se panichează și își blochează coarnele în grilaj. Văzând că animalul e agitat, domnul Moreno, proprietarul arenei, le cere angajaților săi să aducă o capră ca să încerce să-l calmeze. Apoi capra, foarte nebună pe nume Lup, e aruncată în camionetă și începe să vorbească cu Ferdinand. Dar pentru că nu se oprea din vorbit nici măcar o secundă, taurul a devenit și mai agitat. După un timp în care a încercat să-i scoată coarnele din grilaj, Ferdinand reușește în sfârșit și se rostogolește afară, căzând fix pe capră. După ce se ridică, Ferdinand o ajută pe Lup să se ridice și îi cere ajutorul. Dar capra nebună crede că taurul cere să fie antrenat și începe să-l analizeze. Încântată să înceapă antrenamentul, Lup merge în arenă să îl prezinte pe noul său elev în fața celorlalți tauri, dar toți îl recunosc pe Ferdinand imediat ce-l văd. În timp ce alți tauri sunt impresionați de mărimea lui Ferdinand, Valiente apare de nicăieri și încearcă să-l intimideze, la fel cum făcea și când erau mici. Totuși, Ferdinand nu răspunde provocării și refuză lupta. După ce și-a prevăzut colegii, Lup îl duce pe Ferdinand în hambar, ca să doarmă. În toiul nopții, trei arici se furișează înăuntru și le fură lucrurile. Lup îi surprinde pe hoți în acțiune și se ia de ei, pornind o răfuială între specii. Ca să oprească haosul și să doarmă liniștit, Ferdinand o ține pe Lup și le permite aricilor să ia mâncarea, ajutându-i să ajungă la fereastră. Apoi Ferdinand decide că trebuie să ajungă acasă, indiferent ce se întâmplă. Ca să facă asta, taurul părăsește staulul și se îndreaptă spre gar, dar când încearcă să depășească obstacolul, acesta primește un șoc care aproape îi prăjește creierul. Când taurul se grăbește la pământ, trei cai încep să râdă de fața lui. Când îi vede, Ferdinand consideră că aceștia îl pot ajuta și întreabă cum poate trece de gar, dar caii încep să facă glume pe seama lui și spun că dacă mai încearcă să treacă o dată, vor chema oamenii. A doua zi dimineața, Lup se trezește înaintea tuturor și când se iasă din hambar, aude oamenii vorbind despre El Primero, care va veni în Casa del Toro. Încântată, capra se întoarce în staul și trezește toți taurii ca să le dea vestea. De prea multă bucurie, totuși, capra calcă din greșeală pe coada lui Ferdinand și primește o copită în față care o lipește de perete cu putere. Între timp, domnul Moreno iese ca să-l întâmpine pe oaspete, în timp ce angajații săi eliberează taurii. Când ajung la Casa del Toro, El Primo îi spune domnului Moreno că a venit să aleagă cel mai bun taur pentru ultima sa luptă înainte să se retragă. Când lucrătorii au terminat să pregătească animale din arenă, El Primo merge la balcon, iar oamenii deschid poarta ca să iasă animalele. Dar Ferdinand refuză să intre în arenă și din moment ce e primul, ajunge să blocheze trecerea. Ca să elibereze calea, Valiente îl împinge pe Ferdinand, făcându-l să intre în arenă. Având cale liberă, celălalt taur intră și în arenă și încep să se lupte între ei. Unul din angajați nu reușește să părăsească arena la timp și începe să fie urmărit de Machina, un taur ciudat creat în laborator. În timp ce acesta îl ia în coarne pe om, Valiente lovește pe Ferdinand cu coarnele în spate și îl provoacă la un duel, dar în acel moment Guapo vine și lovește pe Valiente cu coarnele. Știind că Guapo nu are încredere de sine, Valiente ia atitudine și îl provoacă pe Guapo să-și arate întregul potențial în fața lui El Primero. Guapo se simte presat și leșin în mijlocul arenei. Îngrijorat prin prietenul său, Ferdinand se duce lângă el ca să verifice că totul e în regulă, dar în drum spre el ajunge în fața lui Bones, care lovește pe Machina când a schimbat direcția, aruncându-l pe angajat de parte de taur. Văzând confuzia din arenă, El Primero pune capăt înfruntării și spune că animalele nu sunt potrivite pentru eveniment, dar după insistențele domnului Moreno, El Primero decide să le mai acorde taurilor o șansă. Acesta mai spune că dacă nu obține animalul potrivit, acesta va distruge reputația Casei del Toro în țară, condamnându-l la faliment. Când au ieșit din arenă, ceilalți tauri dau vina pe Ferdinand pentru că i-a făcut de râs, dar în mijlocul disputei, aceștia îl aud pe Guapo strigând afară și să vadă ce se întâmplă. Taurul este băgat în camionetă și sărbătorește că a fost ales de El Primero. Când camioneta se depărtează, Bones realizează că nu e camioneta campionului, ci vehicul care îl duce la abator. Când s-a lăsat noaptea, Ferdinand se gândea la Nina și la ferma lui, când aude un sunet ciudat. Când se uită lateral, taurul vede pe Bones că plânge după Guapo și își petrece noaptea încercând să-l liniștească. A doua zi dimineața, Ferdinand iese din staul și îl vede pe El Primero urmărind antrenamentul taurilor, dar nu-și poate lua gândul de la Guapo în abator. Văzând că Ferdinand era pe gânduri, Lup se duce la el și încearcă să-l motiveze
activeze ca să se antreneze. Dar în timp ce vorbea, taurul vede că a apărut un iepure în fața butoiului pe care vrea Angus să-l ia în coarne. Apoi taurul aleargă spre Angus ca să-l oprească, dar acesta nu înțelege ce vrea să transmită Ferdinand, iar Angus continuă să alerge spre butoi. Apoi Ferdinand decide să-l împingă pe Angus într-o parte, dar având viteză, taurul încearcă să se oprească înainte să ajungă la iepure. Nu reușește, așa că este nevoie să-și folosească coarnele ca să evite micul animal care leșină de frică. După ce ajunge cu coarnele într-un butoi cu apă, Ferdinand vede iepurele inconștient și se duce la el ca să-l ajute să-și revină. Când vede ce a făcut elevul său, Lup se duce la taur și îl ceartă, spunându-i că trebuia să se concentreze pe luptă, dar Ferdinand insistă că nu-i plac luptele. Ca să-l facă să se răzgândească, Lup îi spune lui Ferdinand să privească duelurile ca pe un dans, dar când aud asta, Kai o iau pe capră în derâdere, spunând că taurii nu pot dansa. Hotărât să le arate că se înșală, Ferdinand se apropie de gar și începe să-i miște în pași de dans. Când văd dansul taurului, Kai râd de mișcările acestuia și răspund că un dans în echipă. Când termină, Angus vede că Ferdinand e unul contra trei și cere lui Lup să țină ritmul ca să poată dansa și el. Kai răspund la rândul lor cu un dans împreună și încheie cu o inimă formată din corpurile lor, în timp ce taurii au rămas mască. Când a venit rândul taurilor, aricii dau drumul la muzică cu ajutorul gardului electric și Bones se alătură confruntării cu un moment de breakdance. Acum, când raportul e 3 contra 3, taurii și Kai pornesc un concurs de street dance, iar Machina se hotărăște să intre și el în concurs și îl provoacă pe liderul Kailor la un duel cu posteriorul său pătrat. Cu ajutorul acestuia, taurii îi umilesc pe adversar destul de ușor, iar Kai, știind că pierd, încep să se înfrunte între ei până când ating gardul electric și sunt electrocutați. După bătălie, taurii se strâng în jurul jgheabului cu apă ca să sărbătorească victoria lor, dar Valiente le reamintește că taurii care nu luptă sunt trimiși întotdeauna la bator. Știind că nu e adevărat, Ferdinand le spune că dincolo de gard, aceștia sunt liberi să facă ce vor, iar Valiente spune că dacă Ferdinand era cu adevărat liber, acesta nu ar fi fost trimis înapoi la Casa del Toro. Influențați de ceea ce spune Valiente, Bones și alții s-au întors la antrenament, lăsându-l pe Ferdinand singur cu Lup. Împreună cu ea, taurul spune că va fugi în acea noapte și că o va duce să o cunoască pe Ninea. Vestea o bucură pe capră. Gândindu-se cum să scape, Ferdinand le cere ajutorul aricilor ca să pună planul în aplicare. Potrivit acestora, singura cale de scăpare este să traverseze casa unde trăiesc oamenii. Fără alte opțiuni, Ferdinand sare pe fereastră direct în garaj, aterizând chiar pe mașina lui El Primero, care începe să facă zgomot. După ce aud alarma, angajații se îndreaptă spre garaj. Pentru ca Ferdinand să nu fie prins, aricii încep să danseze ca să le atragă atenția oamenilor. După ce animale sperie oamenii, Ferdinand merge încet prin casă și găsește o poză cu tatăl său agățată de perete împreună cu coarnele sale. Uitându-se și mai sus, Ferdinand vede alte poze și coarne agățate de perete și ajunge la concluzia că asta e soarta tuturor taurilor care luptă în arenă. Între timp, aricii reușesc să deschidă ușa, dar Ferdinand se hotărăște să se întoarcă pentru a-și avertiza prietenii că arena e doar un alt abator. Valiente nu-l crede și îl dă afară din staul, provocându-l la un duel. Văzând situația lui Valiente, Ferdinand refuză să lupte și încearcă să-l calmeze. Taurul nu-l ascultă și începe să-l forțeze pe Ferdinand până ce își rupe cornul. Între timp, El Primero urmărea scena de la balcon și îl alege pe Ferdinand drept rival la Madrid, iar Valiente este trimis la abator. Panicat de plecarea lui Valiente, Lup spune că ar trebui să plece de acolo cât mai repede posibil, dar taurul spune că va pleca dacă și ceilalți vor pleca cu el, inclusiv Valiente. Știind că oamenii vor fi alertați de Kai dacă îi văd afară, aricii ademenesc pe trădători în staul și îi prind în capcană. Kai ieșind din peisaj, Machina mănâncă firul de înaltă tensiune din gard, iar taurii fug să blocheze poarta hambarului. Acum că are cale liberă, Ferdinand iese de pe proprietate și se îndreaptă spre abator, unde îl vede pe Valiente dezamăgit într-o cușcă. Hotărât să salveze, Ferdinand scoate ușa celulei și încearcă să-l convingă să fugă, dar Valiente îi spune că acesta este destinul său și refuză să plece. Atunci Ferdinand îl aude pe goapă, strigându pe ajutor în abator și fuge să-l salveze. Când ajunge acolo, trece printr-o rază infraroșie care activează mașinările din clădire. Cu goapă aproape eliminat, Ferdinand fuge după el și încearcă să oprească banda, dar nu reușește. În acel moment, Valiente aleargă pe lângă el și pune o bară de fier în mijlocul presei, salvându-l pe goapă de la deveni un hamburger. Totuși, mașinările încă funcționează și îl duc pe goapă mai departe. În timp ce îl urmăreau depărtându-se, un alt cârlig le agață coarnele. Apoi cei trei sunt duși direct într-o mașină cu gheață care îi congelează și le dă drumul pe o bandă care îi duce în garaj, dar aceștia au o viteză prea mare și trec prin perete ajungând într-un tomberon. Împreună coboară dealul în tomberon și se izbesc de camioneta camionului. Tot acest zgomot îi trezește pe oameni, forțându-i să plece cât mai repede. Ca să reușească asta, Lup și aricii se urcă în cabina șoferului, iar taurii se urcă în spate. Cu aricii la volan, animale se pregătesc să părăsească Casa del Toro, dar când se treacă de poartă, iepurele le iese în cale încă o dată și le ieșină de frică când aproape că este lovit. Apoi Fernand îl ia de pe jos și îl pune în vehicul. În timp ce oamenii conduc în spatele lor, Machina profită de
electricitatea pe care a primit-o când a mâncat firul de la gard și își freacă copitele una de alta, improvizând un fel de defibrilator care îl face pe iepure să-și revină instant. După ce scapă de oameni, animale ajung într-un final în Madrid. Din cauza traficului, animale sunt ajunse din urmă. Când vede urmăritorii, Ferdinand vine cu ideea să alerge pe lângă șine, cum a făcut-o când era mic. Animale continuă să fie urmărite de oameni până la gară. Când ajung acolo, Ferdinand ajută pe unul din arici să se urce pe vagon ca să vadă unde este trenul, dar așa descoperă că trenul deja plecase. Ca să ajungă din urmă locomotiva, Tauri reușesc forțele să împingă o platformă până ce prinde suficientă viteză ca să se lipească de restul trenului. Văzând că oamenii încă sunt pe urmele lor, Ferdinand se asigură că toate animalele au urcat pe platformă și se întorc ca să oprească oamenii, dar ajung să fie capturate. După aceea, oficialii îl duc în arenă din Madrid pentru marele eveniment, acesta fiind televizat. Juan îl vede pe Tauro la televizor și pornește împreună cu Nina să-l salveze. Când sosește ziua cea mare, o femeie din public aruncă o floare în momentul în care apare El Primero, dar acesta aruncă floarea nepăsător. Atunci bărbatul face semnul oamenilor săi să deschidă poarta ca să poată ieși Ferdinand, care pășește calm la arenă. Față în față cu Taurul, El Primero încearcă să-l atragă, dar când realizează că Ferdinand nu vrea să lupte, Toreadorul își cheamă oamenii să-l împungă cu sulițele. În timp ce aleargă din calea oamenilor, Ferdinand ajunge dintr-un capăt în altul al arenei, în timp ce Toreadorul levită. Într-un moment de neatenție, pânza roșie se agață de coarnele Taurului, blocându-i vederea. Fără să vadă, Ferdinand se chinuie dintr-o parte în alta, în timp ce El Primero încearcă să recupereze pânza, simțindu-se provocat. După mai multe încercări, Toreadorul se agață de pânză, dar Taurul se dă înapoi, ceea ce îl face pe El Primero să ajungă pe spatele lui Ferdinand. Cu omul pe spatele lui, Taurul se agită până ce îl aruncă în afara arenei, umilindu-l pe El Primero. Furios, Toreadorul se întoarce în arenă cu două sulițe ascuțite, pregătit să-l atace pe Ferdinand, dar este evitat din nou de animal. După umilințele repetate din partea Taurului, El Primero reușește într-un final să lovească pe Ferdinand, care înfuriat îl ia în coarne pe om și se pregătește să-l atace. Apoi că realizează că a călcat pe floarea aruncată de femeie, Ferdinand își amintește cine e cu adevărat și se calmează, eliberându-l pe El Primero. În acest moment, Toreadorul se depărtează ușor și lasă pe Ferdinand să miroase floarea. După un timp, omul se întoarce cu o sabie și se pregătește să-l ucidă, dar când Ferdinand se pune jos și refuză lupte, publicul îi spune lui El Primero să lase Taurul să trăiască. Copleșit de public, omul salută pe Taur și părăsește arena. La final, Nina intră în arenă și îl întâmpină pe Ferdinand, care este răsplătit cu flori. În acel moment, Valiente și ceilalți Taur sosesc să-l ajute pe Ferdinand, dar realizează că evenimentul s-a încheiat și că mărețul Taur a reușit să câștige. După eveniment, domnul Moreno închide casa del Toro și îi oferă Ninei toate animalele, lăsându-le să simtă iubirea și libertatea pentru prima dată.